Februarie 2010 ar putea intra în istorie ca luna descinderilor în Vămi. Azi, mascații și procurorii s-au oprit în Vama Albița din județul Vaslui. 53 de polițiști de frontieră au fost reținuți. Vama Albița a fost blocată de mascați în zorii zilei. În vizorul lor, polițiștii de frontieră. Chiar am văzut cum s-au împânzit peste tot, au sărit. Bă, unui gardură, nu astea, altceva nu. Și unde s-au dus? La cine? La toate cabinele de vame, și poliție. Au venit așa ca în filme? Cam așa, deodată, brusc. Mai am o persoană care este inspectorul poliției de frontieră. Adjuncă. Lasă interdicită. San Cornet. Șoferii care voiau să iasă din țară au fost obligați să privească ore în șir barierele coborâte. Vă grăbiți? Păi bineînțeles, dacă venim de la Italia, avem deja 100 de mese. Și unde trebuie să ajungeți? În Chișinău. Suntem noi vinovați că ei au de lucru în vamă. Da, dar verifică la locul de lucru, dar nu în... Să-i prindă dacă iau minte, dacă... O parte din polițiștii de frontieră de la Vama Albița au fost trimiși la audieri în București. Suspiciuni de luare de mită și trafic de țigări planează asupra capetelor lor. Pentru ceilalți angajați ai Vămii, tura s-a prelungit până la finalul perchezițiilor. N-au fost lăsați să plece acasă, iar schimbul n-a fost lăsat să intre. De unde sunteți? Din Huș. Din Huș, pentru că cei de nu, nu ne dau voie să intrăm. Și sunteți de aici, din Vama, nu? De la Anire. Și schimbați tura, ce... Da. Agitația de la Vama l-a adus în grabă la serviciu și pe șeful biroului Vamal Albița. A fost atât de grăbit încât a lovit bariera cu oglinda mașinii. După ce a văzut că mascații se opriseră la poliția de frontieră, omul a răsuflat ușurat. La noi, la Vama, nici nu m-a întrebat nimic. Nu am niciun fel de lucrător vamal reținut. Deci, în Vama Albița nu este niciun lucrător vamal reținut. Ofițerii de GEA și mascații au făcut percheziții și în Huș, de unde au ridicat direct de acasă alți polițiști de frontieră. Angajații din Albița au fost monitorizați de anchetatori timp de câteva luni. Vasile Marcu se află în Vama Albița și are informații. Vasile, cum se circulă acum prin Vama? Acum se circulă normal. Vama a fost blocată azi dimineață la ora 6 și abia 2 ore mai târziu a fost reluată circulație pe firul de intrare în țară și după jumătate de oră, adică la 8:30, s-a reluat și pentru firul de ieșire dinspre România spre Republica Moldova. Pentru a se putea, ca Vama să poată funcționa normal, au fost aduși polițiști din alte puncte de trecere a frontierii și de pe graniță, iar ar mai trebui spus că angajații din Vama Albița au fost supravegheați timp de jumătate de an cu aparatură instalată în vara anului trecut, în august, iar în luna ianuarie calculatoarele au fost descărcate, iar imaginile și informațiile furnizate de acestea vor fi folosite în anchetă. Vasile, mulțumesc pentru informații.